Frați și surori, pentru seara aceasta de evangelizare am ales un paragraf din Vechiul Testament, experiența dramatică a unui împărat din Belșațar. Citim din Daniel, capitolul 5, câteva versete biblice, așa cum le prezintă cuvântul lui Dumnezeu, și mă rog ca acest paragraf biblic, acest mesaj biblic, să fie un semnal de alarmă pentru cei care poate au luat-o ușor, pocăința și relația lor cu Dumnezeu. Daniel, capitolul 5, începând cu versetul 1. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. În cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templu de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai mare lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese luate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai mare lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om. S-au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și tulburat, că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Amin. Cuvântul pe care l-am citit din partea lui Dumnezeu ne prezintă experiența dramatică a unui împărat din Vechiul Testament, împăratul Belșațar, despre care dumneavoastră ați auzit, s-a predicat. Chiar și istoria amintește numele lui. Împăratul acesta l-a provocat pe Dumnezeu la mânie, l-a provocat pe Dumnezeu la supărare și a suportat consecințele acestei provocări. Mă rog în momentele următoare Dumnezeu prin acest mesaj să ne vorbească. Dumnezeu prin acest mesaj să aducă la realitate multe suflete. Adică din punct de vedere biblic, experiența aceasta a lui Belșațar din Vechiul Testament ne prezintă consecința a răzvrătirii omului împotriva lui Dumnezeu. Consecința finală a răzvrătirii omului împotriva lui Dumnezeu. Și consecința finală a fost, este și va rămâne pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni cu bucurie. Dumnezeul care iubește, Dumnezeul care se îndură, dacă mereu este provocat, dacă mereu este amânat, dacă mereu este sfidat și neglijat, spune Biblia că se poate supăra, că se poate înfuria. În Roman, capitolul 1, cu versetul 18, cuvântul Domnului spune așa: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușă adevărul în nelegiuirea lor. Cu alte cuvinte, întotdeauna, dar întotdeauna, mânia lui Dumnezeu va fi provocată, va fi declanșată prin neascultare, prin rebeliune, prin stare de păcat și răzvrătire. Nu cu plăcere a pedepsit Dumnezeu în istorie. Nu cu plăcere va pedepsi Dumnezeu în final. Nu cu plăcere va rosti sentința finală pentru unii. Mânia lui, spune Biblia, a fost provocată și întotdeauna mânia lui, când vine peste un popor, peste o națiune, peste o persoană, este provocat. Marele predicator Billy Graham, la finalul carierei de evanghelist,
A fost întrebat de un reporter mai curajos. Domnule Billy Graham, l-a întrebat reporterul acesta, dacă ar fi să vă reluați slujba de evanghelist, să predicați din nou în fața mulțimilor, a schimbat ceva în felul de predicare? A schimbat ceva în felul de prezentare al Evangheliei? S-a uitat la el marele evanghelist și a răspuns, domnule, cred că aș predica puțin mai des în fața mulțimilor despre judecata și dreptatea lui Dumnezeu. Cred că aș predica puțin mai des în fața mulțimilor și despre judecata și dreptatea lui Dumnezeu. Dragii mei, noi care ne ridicăm în picioare în fața fraților și a surorilor, noi suntem chemați de Dumnezeu să predicăm o evanghelie completă. Doamne, ajută-ne! Adică să predicăm despre dragostea lui Dumnezeu, care mântuie și iartă, dar și despre mânia lui Dumnezeu, care poate fi declanșată. Suntem chemați de Dumnezeu să predicăm despre iubirea lui Dumnezeu, dar și despre asprimea lui Dumnezeu, despre raiul lui Dumnezeu, dar și despre iad, pentru că oamenii să audă, să înțeleagă și să ia o decizie. Adică suntem chemați să predicăm în fața mulțimilor o evanghelie completă. Dumnezeu să ne ajute! Cineva spunea și avea dreptate că în ziua judecății mulți poate vor striga împotriva multor predicatori. Domnule predicator, ne-ați predicat doar o evanghelie parțială. De frica mulțimilor, de frica celor din jurul dumneavoastră, de dragul popularității, ați evitat anumite subiecte ca nu cumva să strâniți poporul sau mulțimea. Ne-ați predicat o evanghelie parțială. Pentru ce nu ne-ați predicat și despre dreptatea lui Dumnezeu și despre justiția lui Dumnezeu? Biserică dragă, biserică dragă Carmel, Dumnezeu este sfânt. Slăvit să-i fie numele. Și voia Lui este sfințirea omului. Voia Lui este pocăința ta, pocăința mea. Belșațar, despre care vreau să predic cu ajutorul Duhului Sfânt, el l-a provocat pe Dumnezeu. L-a instigat pe Dumnezeu la mânie. Dar poate va întreba cineva în seara aceasta, cu ce l-a provocat Belșațar pe Dumnezeu, pastore? Cu ce l-a supărat Belșațar pe Dumnezeu de a încheiat-o așa dramatic? Ce elemente se remarcă la Belșațar care au declanșat mânia lui Dumnezeu peste el? Cu ajutorul Duhului Sfânt vreau să punctez câteva lucruri din Biblie și anume, în primul rând, vreau să ne oprim la mândria lui Belșațar. Pentru că totul a plecat de la o aroganță și o mândrie extrem de avansată. Mândria lui Belșațar. Spune Biblia și confirmă istoria că acest împărat era un împărat foarte mândru, foarte arogant. Ori mândria, spune Biblia, că merge înaintea pieirii. Întotdeauna când un om se va mândri și se va lăsa cuprins de mândrie, înaintea lui se pot căsca foarte rapid hăurile căderii. Pentru că mândria merge înaintea pieirii și trufia înaintea căderii. Versetul 1 spune așa, Daniel capitolul 5. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Ce mare greșeală! Ospățul acesta l-a făcut din mândrie și aroganță pentru a-și etala puterea economică. A adunat în sala ospățului 1000 de ofițeri, fiecare cu țiitoarele lui. Și din mândrie și aroganță, spune Biblia, și-a etalat puterea economică. Într-adevăr, în vremea aceea, Babilonul era cea mai puternică cetate din punct de vedere economic. Era un imperiu extrem de puternic. Din mândrie și aroganță, Belșațar face un ospăț cu vin alcoolic, cu țiitoare, cu muzică, însă mândria aceasta l-a costat enorm. De fapt, acest împărat, Belșațar, domnea, spune istoria, împreună cu tatăl său, Nabodinus. Deci erau coregenți, domneau împreună tata și fiul. Și în timp ce tatăl său era plecat să cucerească alte teritorii pentru Babilon,
fiul rămâne la curtea palatului să facă o spețe cu vin, cu țiitoare, cu muzică anti-Dumnezeu. În timp ce tata era preocupat de imperiul care îl coordona, fiul stă la curte să facă o spețe din mândrie și aroganță. Mă gândeam, venind încoace, ce paradox mare poate fi acesta. Tata să fie în biserică, iar fiul să fie în afara bisericii. Tata să fie preocupat de lucrarea lui Dumnezeu, dar fiul să fie preocupat de altceva. Tata să fie păstor, evanghelist, predicator, iar fiul lui să fie în anturaje lumești și păcătoase. Ce paradox mare poate fi acesta, chiar și în vremurile noastre. Mama să fie în biserică, o femeie a rugăciunii, o femeie de caracter, dar fiica ei să fie în medii obscene și murdare. Ce paradox mare poate fi acesta, cineva să fie erou pe drumuri, însă la el acasă să aibă probleme de imagine. Stimați părinți, și eu sunt tată a trei băieți. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să fim atenți cât le permitem copiilor noștri și la ce oră se întoarcă în curțile noastre. Dacă tu ca și tată nu-i refuzi nimic, dacă îți este teamă să-i spui ceva, să știi că s-ar putea să ai surprize neplăcute în viitor cu băieții tăi sau cu fetele tale. Trebuie să-i spui copilului tău încă de mic ce este păcat și ce nu este păcat. Trebuie să-i spui bună oară că alcoolul este păcat, că fumatul este păcat, că jocul de noroc sunt păcătoase, că anturajele rele sunt păcătoase. Belșațar a făcut un mare ospăț din mândrie și aroganță. Dar această mândrie l-a costat enorm. L-a costat tronul, l-a costat viața, l-a costat imperiul. Ne rugăm și noi ca David în seara aceasta. Doamne, te rugăm să ne ferești de mândrie. Așa se ruga odinioară David în Vechiul Testament. Ferește-l, Doamne, pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine și noi să spunem amin. Totul pleacă de la mândrie. Din mândrie s-au declanșat în istorie războaie. Mândria a provocat păcate și foarte mult rău. Știți că Lucifer, de exemplu, a căzut din cer din cauza mândriei. Mândria l-a coborât pe Lucifer. Oameni mari în istorie au căzut din cauza mândriei. Bărbați destoinici odinioară au căzut când s-au lăsat prinși de mândrie. Oricine se înalță va fi smerit. Și oricine se smerește, spunea Mântuitorul, va fi înălțat. Mă rog din nou, împreună cu biserica aceasta Carmel, Doamne, te rugăm să ne ferești de mândrie. Când ai început în biserica lui Dumnezeu, te lași prins de mândrie, ai toate șansele, în ghilimele spus, să cazi, să derapezi. Pentru că mândria e de la diavolul. Trufia-i de la diavolul. Dacă ai rămas în picioare, frate păstor, sau frate evanghelist, sau soră, sau frate iubit, ai rămas în picioare pentru că a fost bun Dumnezeu. Te-a susținut Dumnezeu. Dacă ai o voce frumoasă, dacă ai un talent special, toate sunt din partea lui Dumnezeu. Laudă-L pe Dumnezeu! Laudă-L pe Dumnezeu! Mărit să-i fie numele! Mândria îl îndeamnă pe om la răzvrătire. De aceea e păcătoasă. Și oamenii mândri vorbesc așa: cum să ascult eu ce se predică? Lasă că am eu principiile mele, am eu hotărârile mele. Cum să ascult eu de cutare și cutare? Dar dacă nu asculți ce spune Biblia, vei muri, dragul meu, în păcatele tale. Mândria îndeamnă pe om la ceartă. Și din mândrie unii s-au certat, s-au stat în tribunale am de zile. Mândria îndeamnă la fapte de rușine. O, Dumnezeu să ferească biserica de mândrie! Dumnezeu să ferească lucrătorii de mândrie! Dumnezeu să ferească cântăreții de mândrie! Să stăm smeriți înaintea Domnului, căci toată slava ia lui Dumnezeu! Amin! Cineva spunea foarte interesant că dacă stai jos, dacă stai jos, ai toate șansele să iei și în direcția următoare, în sus. Ai toate șansele acestea. Dar dacă tot timpul ești cu capul pe sus, dacă tot timpul te crești cineva, dacă consideri că totul constă în puterea ta și în abilitatea ta, ai șansele să iei și direcția în jos.
Mai este un proverb românesc: capul plecat, sabia nu-l taie. Decât să fii cu capul pe sus tot timpul și într-o zi retezat că nu-i nimeni ca tine, mai bine stai smerit în fața Domnului și dă toată gloria și slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Belșațar s-a prăpădit bietul de el, în primul rând din cauza mândriei. În primul rând, mândria și aroganța l-au dus pe o pistă greșită, pe un drum greșit. Biserică dragă, să trăim principiile Domnului. În Iacov, capitolul 4, cu 10, Biblia spune așa: smeriți-vă, fraților, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe, mărit să fie Domnul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu cere smerenie și în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră și El promite că va lucra. Dacă se va smeri biserica, dacă se va smeri poporul, dacă se va smeri lucrătorul și cântărețul și prorocul, Dumnezeu promite că va lucra. Dumnezeu promite că va binecuvânta. Dumnezeu promite că va însoți. Mărit să fie Domnul! Pe Belșațar mândria l-a distrus. Primul element, mândria. Primul element păcătos, mândria. Din nou mă rog, ferește-ne, Doamne, de mândrie. Amin! În al doilea rând însă, pe Belșațar l-a distrus nu doar mândria, în al doilea rând, alcoolul. Și vreau cu ajutorul Duhului Sfânt să am câteva cuvinte împotriva alcoolului. Cuvântul Domnului spune aici că a dat un ospăț. Se poate afișa din nou Daniel 5 cu versetul 1. A dat un ospăț, dar nu era un ospăț legitim, era un ospăț cu vin. 1000 de mai mari ai lui, spune Biblia, au început să bea vin în sala ospățului. Ba mai grav, la cuvântul lui Belșațar, au adus în sala ospățului vasele Domnului Dumnezeu, care au fost luate de la Ierusalim când Nebucadnețar a cucerit templul lui Dumnezeu. A luat vasele din templu și le-a dus captive la Babilon. Ori acest Belșațar, în cheful vinului, când deja era alcool, spune Biblia, a dat porunca aceasta să aducă vasele Domnului pe care le-au folosit preoții lui Israel, să bea vin din ele el și mai mare lui, el și țiitoarele lui. Și-au adus vasele sacre, vasele peste care a fost chemat numele lui Dumnezeu. Le-au adus în sala ospățului. Au turnat vin în ele, spune Biblia. Și-au pus mâinile pe vasele Domnului, el și țiitoarele lui. Dar când au dus vasele Domnului, dintr-o dată în sala ospățului apare un cap de mână, pentru că Dumnezeu își apără lucrarea. Mărit să-i fie numele! Dumnezeu își apără lucrătorii, Dumnezeu își apără biserica, Dumnezeu își apără sfințenia. Iar dacă cineva își va bate joc de lucrarea lui Dumnezeu, să aibă grijă că într-o zi se înfundă. Mă rog în numele Domnului Iisus, Dumnezeu să păzească biserica aceasta. Dumnezeu să păzească biserica aceasta. Belșațar, amețit de alcool, a dat ordinul acesta teribil. Vedeți ce a făcut alcoolul cu Belșațar? Unde l-a dus alcoolul pe Belșațar și mândria? La ce acte necugetate? În versetul 2, capitolul 5, scrie așa: în cheful vinului a dat porunca aceasta. Cu alte cuvinte, deja era amețit de alcool. Doamne, ce periculos poate fi alcoolul! De fapt, alcoolul este arma diavolului. Alcoolul este arma celui rău prin care diavolul și în mileniul 3 instigă la ceartă oameni, instigă la despărțire familii, omoară oameni în accidente rutiere, la baza acestor accidente fiind alcoolul. De aceea pot să spun că alcoolul e arma celui rău. El nu are ce căuta într-o familie creștină. El nu are ce căuta în familia ta. Nu are ce căuta pe rafturile tale. Este ca un șarpe otrăvitor care te omoară la final. Te va injecta, îți va rupe relația cu Dumnezeu, te va prăpădi. Dumnezeu să ne ferească de alcool. Mă îngrozesc când văd în Biblie ce a făcut alcoolul cu mari bărbați din Vechiul Testament. Noe și Lot,
Dacă veți citi cartea Genezei, o să vă îngroziți unde au ajuns acești doi mari bărbați când au folosit alcool. Cum și-a bătut diavolul joc de ei? Pentru că alcoolul este arma celui rău. Dacă am o rugăminte acum în fața Domnului, mă rog ca Dumnezeu să ferească biserica de alcool. Dumnezeu să ferească familia ta de alcool. Scoate-l afară în numele Domnului Iisus, că păcătuiești împotriva Domnului dacă vei consuma alcool. În vremea asta, unii vor să apere alcoolul, paharul cu vin. Și vin acești oameni cu tupeu și m-au căutat și mi-au spus unii: dar bine, pastore, haideu, dar nu i-a spus Pavel lui Timotei să ia câte un pahar de vin din pricina stomacului său bolnav? Oamenii care vorbesc așa, fie la Timiș, fie la Bihor, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Nu cunosc contextul când a spus Pavel aceste cuvinte. Și eu cred că sunt robii alcoolului, de aceea vorbesc așa. Dragii mei, când Pavel a spus aceste cuvinte lui Timotei, pentru vinul alcoolic și pentru vinul nealcoolic sau must, în limba greacă era același termen în Noul Testament, oinos. Oinos, atât pentru vin alcoolic, cât și pentru must dulce nealcoolic. Ori eu sunt ferm convins că Pavel nu l-a îndemnat pe Timotei să bea alcool. Că asta contravine cu toată Biblia. Asta contravine cu voia lui Dumnezeu, chiar și cu medicina. Cel mult i-a spus să bea must amestecat cu anumite ierburi, cum foloseau evreii pentru diverse boli de stomac. Alcoolul este păcat. Alcoolul în cultul penticostal și în Biblie este păcat. Tot Pavel va spune în 1 Corinteni: nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu se poate. Nu te juca, dragul meu, cu aceste aspecte care le prezintă Biblia. Nu mai bea alcool, că îl superi pe Dumnezeu. Cineva întreba și avea dreptate: nu ți-e rușine ție, penticostal botezat de 40 de ani, să bei alcool? Scoate-l afară din casa ta. Dumnezeu să-ți dea putere. Dumnezeu să-ți dea putere. În Proverbe capitolul 20, Biblia spunea despre alcool: vinul este bajocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Asta e poziția Bibliei vis-a-vis de alcool: batjocură, moarte, despărțire de Dumnezeu. În Proverbe capitolul 23, Dumnezeu prin Duhul Sfânt întreabă: ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt plânsetele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt rănile fără număr? Și Biblia prin Duhul Sfânt dă acolo răspunsul: ale celor ce întârzie la vin. Nu te uita la vin când curge și face mărgăritare, înțeapă ca un basilic. Efectele vor fi următoarele: mintea ți se va tulbura, spune Biblia, ochii tăi vor privi unde nu trebuie, vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, adică un om mort din punct de vedere spiritual. Cu alte cuvinte, dragii mei, alcoolul este păcat. Nu are ce căuta în familia care l-are pe Domnul Iisus ca mântuitor. Nu are ce căuta în casa ta. Dacă sunteți de acord, să spunem amin. Mândria și alcoolul l-au dărâmat pe Belșațar. Mândria și alcoolul. Când cineva bea alcool, îl supără pe Dumnezeu și încet, încet, relația lui cu Domnul se va sfârteca, se va rupe și va ajunge mort spiritual. Apropo de această ispită, undeva pe vremea când oamenii circulau cu căruța și calul, nu cu mașinile ca astăzi, undeva într-un conac de munte locuia un om foarte bogat și a scos la post, la concurs, postul de vizitiu, să-l poată deplasa de la conac în vale și din nou la conac. Trei bărbați au venit să ia acest post de vizitiu. Primul i-a spus bogătașului: domnule, pot conduce căruța foarte aproape de buza prăpastiei și garantez că nu vi se întâmplă nimic.
Al doilea a spus: Domnule, eu pot conduce căruța chiar pe buza prăpastiei și garantez că nu vi se întâmplă nimic. Al treilea însă a spus următoarele cuvinte: Domnule, prăpăstiile sunt foarte mari. Viața dumneata este scumpă și sacră, viața mea la fel. Eu voi conduce caii și căruța cât mai departe de buza prăpastiei, ca nu cumva să ajungem să avem probleme în direcția aceasta. Acesta a luat postul de vizitiu. Cel care a promis că va conduce cât mai departe de buza prăpastiei. Sfatul meu pentru dumneata: stai cât mai departe de alcool. Stai cât mai departe de băuturile alcoolice, tinere, frate sau soră chiar. Stai cât mai departe, pentru că alcoolul din punct de vedere biblic este păcat. Iar cine consumă alcool își bate joc de lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze această biserică. Apoi, dragii mei, sunt unii care spun așa, tot cu nesimțire: dar frate, și un pahar e păcat? Unul singur, spun unii. Unul singur, frate, mi-a spus cineva odată la Bihor. Vreau să spun cu Biblia în mână că și un pahar este păcat. Pentru că orice bețiv n-a început cu 10 pahare, ci cu un singur pahar. Și mai este ceva. Cum pot eu să beau o băutură care a provocat în istorie numai rău, numai accidente mortale, numai divorțuri, numai certuri și conflicte? Cum pot eu să beau copilul lui Dumnezeu o astfel de băutură? Și mai e ceva, dacă un pahar nu e păcat, atunci nicio minciună nu e păcat, că e una singură. Să și mințim puțin că nu-i păcat, nu? Să și furăm puțin că nu-i păcat. Să și destrămălăm puțin că nu-i păcat. Nu, dragii mei, e păcat și un pahar și 10 pahare și noi spunem amin. Alcoolul este păcat. Alcoolul este păcat. Unde l-a dus alcoolul Belșasar? La moarte. La moarte. Mândria și alcoolul. Legat de această ispită, vreau să mai spun o întâmplare care are o aplicație aici. Undeva în Mexic citeam zilele trecute că un mare om ce deținea firme și-a cumpărat un jaguar să-l crească el. Jaguarul este o felină foarte vicleană și periculoasă. Și-a luat jaguarul acasă să-l crească. Niște vânători au spus: Domnule, vezi că e foarte periculos. Vezi că e foarte riscant. Însă el cu mândrie răspundea: lăsați-mă, domnilor, că știu eu ce am de făcut. Eu îl cresc în casa mea. Chiar și lapte cu biberonul i-a dat jaguarului. Și îl ținea în brațe acest puiuț de jaguar. Cu vremea însă jaguarul a crescut și a devenit adult. Și într-o seară s-a întâmplat ceea ce au preconizat vânătorii. O liniște apăsătoare era în casa lui, era în odaia lui, era în livingul lui. Parcă presimțea că se va întâmpla ceva. Stătea față în față cu jaguarul, jaguarul său adult îi lingea mâna. Numai că limba jaguarului era acum mai aspră ca de obicei. Imediat și-a dus aminte că în ziua aceea s-a tăiat la mână. Și rana abia vindecată era acum deschisă iar de limba aspra jaguarului. Fiara simțea mirosul de sânge. Instinctele animalice s-au ridicat în ea. S-a uitat la jaguarul său, ochii sclipeau, umerii erau încordați. L-a trimis la lateral, dar nu l-a ascultat. În câteva secunde jaguarul s-a aruncat asupra lui și l-a sfârtecat, l-a omorât. Vânătorii au avut dreptate, însă era prea târziu, era prea târziu. Am văzut oameni a căror relație cu Dumnezeu s-a rupt, s-a sfârtecat. Și când am mers pe fir să vedem cauza, am remarcat mândria, aroganța: nu mă duc eu la biserică, n-am eu nevoie de biserica penticostală. Dar apoi al doilea element era tocmai alcoolul. S-au apucat de băut un pahar, două pahare. Alcoolul sfârtecă relația ta cu Dumnezeu. Alcoolul va rupe legătura ta cu Dumnezeu. Vei fi din ce în ce mai slab până când vei muri spiritual. De aceea te rog în numele Domnului Iisus Hristos, scoate alcoolul din casa ta.
Scoate alcoolul din familia ta. Scoate alcoolul din rafturile tale. Dumnezeu să-ți dea putere. Dumnezeu să-ți dea putere. Mândria, alcoolul l-au dărâmat pe Belșațar. Dar mai este aici un element. Muzica lui Belșațar. Muzica lui Belșațar. Sub influența alcoolului, spune Biblia, că au început să cânte. Se poate afișa Daniel capitolul 5 cu versetul 4. Au băut vin, spune Biblia. Au început să consume alcool. Și apoi au început să cânte. Și au cântat. Și au lăudat Dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. Nu era o muzică care să laude pe Dumnezeu. Sub influența alcoolului Belșațar și a coliții lui, au început să cânte în fața unor statuete de aur, de argint, de lemn, de fier, de piatră. Dar în clipa aceea apare capătul de mână în sala ospățului. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu și numai El merită toată lauda și închinarea, slăvit să fie Domnul. Nu oamenii, nu idolii, ci Dumnezeu. Am o întrebare acum pentru biserica dumneavoastră și pentru biserică în general. Pe unde am ajuns cu Evanghelia? Ce fel de muzică se cântă în biserica mileniului 3? Ce fel de ritmuri? Chiar merge orice? Chiar se poate oricum în casa lui Dumnezeu? Chiar merge orice versificație, orice stil, orice ritmuri? Dragii mei, Dumnezeu este sfânt. Împodobească-L gloria. Dumnezeu este autorul muzicii, spune Biblia. Dumnezeu nu poate accepta orice muzică dacă veți citi Biblia. Dragii mei, trăim vremuri din punct de vedere spiritual foarte grele. Chiar din acest motiv al muzicii, foarte grele. Am început să auzim că în partea cu tare de țară sau în biserica cu tare se cântă și muzică mai zgomotoasă pentru slava lui Dumnezeu. Și muzică rock. Unii au început să danseze pentru Domnul. Așa spun ei, dansează pentru Domnul. Oare Dumnezeu cere o muzică decentă? Slăvit să-i fie numele. Iar dacă vrea cineva să danseze ca David, că pe David îl invocă aceștia, atunci să ceară ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste ei ca peste David, și dacă Duhul Sfânt îi va mișca și îi va plimba, mări să fie Domnul. Dar dacă ritmurile rock și alte stiluri de muzică le mișcă picioarele și nu inima, e o mare problemă. Cred că în epoca Harului creștinii care poartă în inima lor omorârea Domnului Iisus Hristos, cred că n-au chef de dans și de joc în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să sfințească biserica aceasta. Dumnezeu să sfințească muzica noastră. Dumnezeu să sfințească muzica ce se cântă în biserica penticostală. Știți ce a spus Dumnezeu lui Moise? Moise, să-mi faci un altar, dar să nu pui dalta în el. Să nu dăltuim lucrarea lui Dumnezeu. Să nu dăltuim muzica adusă ca ofrandă lui Dumnezeu. Să nu împrumutăm sistemul de închinare lumesc. Să nu împrumutăm ritmurile acestei lumi. Să avem o muzică decentă și binecuvântată. Doamne, ajută-ne! Amin. De fapt, și la acest capitol al muzicii, fiecare dă ce are. Și vine în minte experiența unui om, un om ce avea o viață modestă, un bogătaș a vrut să-și bată joc de el. Și l-a chemat la curtea lui și într-un coș bine ambalat i-a pus ceva. Săracul i-a mulțumit și a plecat acasă, gândind că este ceva pâine, ceva alimentație acolo pentru el. Dar când a ajuns săracul acasă și a desfăcut coșul acela, erau numai gunoaie. Numai gunoaie. A vrut să-și bată joc de el, bogatul acesta. Săracul s-a supărat. Nu e frumos. S-a supărat. Însă i-a venit un gând. Du-i înapoi coșul, dar plin cu flori. A golit gunoiul într-un tomberon, a spălat coșul, ambalajul, și l-a umplut cu flori. Și l-a dus bogatului. Și bogatul, când l-a văzut ce face, ce gest face, a rămas impresionat. Și a zis: domnule,
Eu ți-am dat un coș plin cu gunoaie. Iar dumneata îmi aduci un coș plin cu flori? De ce? Și săracul s-a uitat în ochii lui și i-a spus: Domnule, fiecare dă ce are. Acest principiu este valabil și în ce privește muzica. Fiecare dă ce are. Dumnezeu să sfințească muzica noastră. Dumnezeu să sfințească închinarea noastră. Pe Belșațar l-au dărâmat mândria, alcoolul și muzica practicată pentru Dumnezeii de aur, argint, lemn, fier și piatră. Dar în ultimul rând vreau să mă opresc acum la avertizarea lui Belșațar. Dacă am văzut mândria lui, muzica lui, ospățul lui, în ultimul rând avertizarea lui Belșațar. Au început să bea, au început să cânte, spune Biblia. Și când cântau sub influența alcoolului, apare un cap de mână. Vă rog să vă imaginați ce spune Biblia aici în text. Apare un cap de mână în timp ce cântau în fața idolilor. În timp ce erau deja amețiți de alcool, apare un cap de mână în sala ospățului. Se apropie de zid și începe să scrie pe zid: Mene, mene, tekel, upharsin. Numărat, numărat, cântăriți și împărțit. În clipa aceea, spune Biblia, pe Belșațar l-a apucat groaza și spaima. Țiitorile au început să iasă afară. Au început să fugă afară, pentru că le-a apucat groaza, intra în sala ospățului. Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. S-a oprit muzica. S-au ieșit afară țiitoarele, strigând de groază. Și-a coborât Dumnezeu în sala ospățului cu acest avertisment: Mene, mene, tekel, upharsin. Putem începe finalul acestui program. Mene, mene, tekel, upharsin. A fost chemat profetul Daniel și împăratul a întrebat ce scrie acolo. Și profetul Daniel i-a explicat: Dumnezeu te avertizează. Pe peretele sălii tale de ospăți, Dumnezeu îți dă acest avertisment, Belșațar. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Dumnezeu te avertizează, cu alte cuvinte. Din păcate, acest împărat n-a luat seama la avertismentul lui Dumnezeu. Și-a fost drobit. Pentru că în Biblia aceasta scrie așa, Proverbe 29:1, un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Dumnezeu te avertizează azi, te avertizează mâine, poate și poimâine. Și Dumnezeu spune că nu-i bine ce faci. Dumnezeu spune că îi provoci mânia prin faptul că te mândrești cu ceea ce nu e al tău. Prin faptul că ai consumat alcool sau alte lucruri murdare, Dumnezeu te avertizează. Dacă nu asculți, dragul meu, nu te ameninți. Eu doar te avertizez. S-ar putea ca Dumnezeu să te oprească El. Că nu te aștepți dumneata. Că pe acest împărat, pe Belșațar, Dumnezeu l-a oprit. Că nu s-a așteptat. Când era la ospăți, când era cu țiitoarele pe genunchi, când muzica îi răsuna în urechi, l-a oprit Dumnezeu. Că nu s-a oprit singur. S-ar putea să fie oameni pe care Dumnezeu să-i oprească când nu se așteaptă ei și unde nu se așteaptă ei. Poate plecat undeva în excursie. S-ar putea ca Dumnezeu acolo să te oprească. Poate plecat undeva în Grecia, undeva în Italia, pentru distracția ta personală, s-ar putea ca Dumnezeu acolo să te oprească. Nu te ameninți în seara aceasta. Eu doar te avertizez. Dacă umbli cum nu trebuie, dragul meu sau draga mea, întoarce-te până se mai poate. Dumnezeu să-ți dea putere. Dumnezeu să-ți dea putere. Pentru că nu e important când mori și unde mori.
ce la ce stație vei coborâ. Asta e important. Când te va chema Dumnezeu sau când te va opri Dumnezeu, la ce stație vei coborâ, asta e important, rai sau iad. Dumnezeu pe acest împărat l-a avertizat, dar nu s-a oprit. Mă gândeam zilele trecute că dacă acest împărat l-ar fi avut pe Daniel mai aproape puțin, mai aproape de inima lui, n-ar fi avut soarta aceasta. Dar pentru Belșațar nu erau importanți oamenii lui Dumnezeu. Pentru acest împărat era important altceva, mediul, alcoolul, țiitoarele, prietenii, toate aceste elemente însă l-au năruit și l-au prăbușit. Pentru că cine nu are prieteni cum trebuie, o va sfârși rău, spune Biblia. Nu știu ce prietenie ai, dragul meu. Nu știu ce anturaj ai. Nu știu pe unde umbli, nu știu ce faci. Dar Dumnezeu să-ți dea multă înțelepciune. Dumnezeu să-ți dea multă înțelepciune. Belșațar n-a luat avertismentul lui Dumnezeu. Și simt în inima mea că sunt aici persoane în a căror familie e nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu să intervină. Dumnezeu să intervină. Belșațar i-a spus: împărate, așa i-a spus Daniel. Adu-ți aminte, i-a spus Daniel, că înaintașul tău, Nebucadnețar, a făcut exact ca tine. L-a sfidat pe Dumnezeu, a sfidat chemarea lui Dumnezeu. Și știi cum a încheiat, i-a spus Daniel? Dumnezeu l-a pedepsit pe Nebucadnețar, i-a luat mintea din cap. Și a ajuns Nebucadnețar de pe tron, undeva într-o câmpie, legat cu lanțuri de ramă și de fier, că și-a pierdut mintea. Și toată această pedeapsă, spus Daniel, a durat până când și-a întors fața spre Dumnezeu. Dar tu, i-a spus Daniel, tu, Belșațar, măcar că ai știut toate aceste lucruri din istoria înaintașului tău, tu n-ai făcut, n-ai ținut la inimă această experiență. Și în sala ospățului tău, a spus Daniel, ai adus țiitoarele și ofițerii și ai băut vin și ai chefuit. Nu l-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia e suflarea ta. Și ai lăudat Dumnezeu de aur și de argint. De aceea, împărate, ți-a trimis Domnul Dumnezeu ultimul avertisment. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dar ce înseamnă, a întrebat Belșațar. Și profetul i-a explicat. Numărat, cântărit și împărțit. Dar ce înseamnă asta? Și profetul a explicat, numărat înseamnă că Dumnezeu deja ți-a numărat zilele, le va pune capăt. Cântărit înseamnă că te-a luat în mâini Dumnezeu, Belșațar, și te-a cântărit. Te-a aflat ușor, te-a aflat cu alcoolul în cămările tale, te-a aflat afemeiat, te-a aflat... Iar împărțit înseamnă, Belșațar, că a hotărât deja să împartă imperiul tău și să-i dea altuia această poziție. Pentru că nu ții cont de avertismentul și de hotărârea celui preanalt. Dragii mei, această seară vreau să facem o rugăciune. Pentru cei din familia noastră care sunt rebeli, Dumnezeu să-i întoarcă la pocăință. Dacă sunt în sala aceasta oameni care au luat-o ușor cu pocăința, Dumnezeu le mai dă un ultim avertisment, poate în seara aceasta. Întoarce-te. Nu te mai juca cu Dumnezeu. Nici cu pocăința. Nici cu legea lui Dumnezeu. Nu te mai juca. Că poți să o închei dramatic, dragul meu. Parcă se aud aceste cuvinte și pentru noi, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Vine vremea când Dumnezeu va sta față în față cu noi, cu fiecare și cu noi și cu dumneavoastră. De fapt, numărătoarea invers a început de când ne-am născut noi. Ne apropiem de capăt, nu știm când și unde. Vom trece înaintea lui Dumnezeu, unii la 40, alții la 80 de ani. Cântărit înseamnă și pentru noi că Dumnezeu ne va cântări lucrarea și viața fiecăruia de aici. Dumnezeu va cântări lucrarea mea, viața mea, activitatea mea, dar și a dumneata. Iar împărțit înseamnă și pentru noi că Dumnezeu
Va hotărâ și în dreptul tău și în dreptul meu, dreapta sau stânga, rai sau iad. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu te mai juca cu Dumnezeu.